Dar fi dorul ca și-o floare, l-aș pune la singătoare, să-l deslegând, eu aș vrea mă. Actuala proprietară a casei Aureliei Făturăduțu, doamna Floarea Popescu, ne prilejuiește o întâlnire cu istoria. În curtea domniei sale, stăm de vorbă cu o tânără interpretă de folclor din Vârșeț, Serbia, Adriana Uzon, care se apleacă cu dragoste asupra repertoriului vechi al rapsozilor bănățeni și, în special, cel al Aureliei Făturăduțu. Sunt foarte emoționată că mă găsesc aici. Nici nu m-am gândit că o să ajung să fiu în această casă. Eu am crescut ascultând melodiile Aureliei Făturăduț și din totdeauna am admirat vocea ei, minunat, repertoriu extraordinar, foarte valoros, interpretare, și mi-am dorit să o cunosc, să văd cât mai mult despre viața ei, să aflu cât mai multe lucruri. Să știți că la noi, în Banatul Sârbesc, se apreciază repertoriul autentic și ăsta este un lucru bun. Eu sunt foarte fericită că tot mai mulți tineri aleg acest repertoriu valoros.